Liviu Cotoșman, primarul comunei Roșia de Amaradia, a anunțat cetățenii că acum își pot cadastra în mod gratuit locuințele. Acum, la finanțarea 10, avem o noutate pentru cetățenii Roșia de Amaradia. Dacă până acum ne-am obișnuit să cadastrăm doar imobilele extravilane, adică terenurile de la câmp, prin finanțarea 10 vom cadastra gratuit doar casele și terenurile aferente. Cu alte cuvinte, a fost o solicitare din partea cetățenilor dacă pot să-i ajut să cadastreze și casele. Iată că am reușit să prind în această finanțare, în acest contract, cadastrarea doar a caselor și terenului aferent. Un lucru îmbucurător pentru toți cetățenii comunei Roșia de Amaradia, pentru că, în primul rând, o cadastrare din asta costă pentru un imobil la un cetățean între 1200 și 1600. Iată că acum nu vor plăti nimic, totul va fi gratis, rămâne doar să ne dea concursul, să ne aștepte prin gospodării pentru a stabili limitele proprietăților și a pune în aplicare acest program. În comuna Roșia de Amaradia, cetățenii și-au putut cadastra în mod gratuit terenurile extravilane. Să știți că suntem la finanțarea 10, cu alte cuvinte, mai avem în spate încă 9 finanțări. Asta înseamnă că localitatea Roșia de Amaradia este cadastrată mai mult de jumătate prin acest program de cadastrare tematică, gratuită. Zic eu că oamenii au fost foarte încântați, pentru că am întâlnit oameni care, cetățenii comunei, care dacă trebuia să-și cadastreze din venituri proprii, plăteau pentru suprafețele deținute și 7.000-8.000 de lei, având în vedere suprafețele pe care le dețin. Acum, prin acest program, nu plătesc nimic și sunt foarte încântați, intră în legalitate din punct de vedere al proprietății juridice. Cetățenii sunt așteptați să depună solicitările pentru a beneficia de cadastrarea imobilului în mod gratuit.